Sunteți amabil să vă prezentați. Mă numesc Dragoș Vrămăraș, am născut în Botoșani. Domnul Dragoș, ați terminat desenul? Da, l-am terminat. Ce puteți să ne spuneți despre el? Și desenul, vă pot spune că este alcătuit din 13.600 de foi A4, formatul A4. E o lungime aproximativ de 30-40 metri, deci după calculele mele trebuia să iasă 30-40 de metri, dar e și puțin mai mic. Dar suprafața totală cât ar trebui să fie? De 1200 ar trebui să fie, dar minus 100, deci e 1020. 1020. Vă încadrați în recordul pe care vi l-ați... Da, fiindcă nu mai este. Până acum, e singur desen. Ați lucrat singur sau v-a ajutat cineva? Nu, am lucrat singur. Am preferat să lucrez singur, de cel mai bine. Și care a fost tehnologia folosită? Tehnologia... Dacă puteți să o dezvăluiți, dacă nu este, sau cât puteți să dezvăluiți din ea? Deci, ceea ce pot vă spun, am folosit cremă de pantofi, mi-a luat 3 kg 500 de grame. Și pentru a desena am folosit un penson și un burete de spălat vase de bucătărie. Sunt manuale? Da, e manual. Manual? Manual. Cât timp v-a luat ca să le desenați? Un an. Un an? Da, l-am început pe 19 septembrie 2009 și l-am terminat pe 29 septembrie 2010. Și ați profitat de această zi frumoasă ca să-l puteți... Da. Cât timp v-a luat așezarea desenului? Cam 6 ore, nu? 6 ore. Este în cum v-ați prevăzut. Și dar cum l-ați făcut? Foaie cu foaie sau? Da, nu chiar. Sau ați utilizat ceva mijloace de calcul sau? Da. A fost o schiță. Da. Când l-am schițat, a fost toată pe numeri. Deci fiecare foaie are un număr și pe față și pe vers. Altfel, dacă nu făceam sistemul ăsta, ne încurcăm pe toate. Nu, și mai departe, când le-ați desfășurat? Mai departe... V-ați stabilit dinainte tehnologia, cum să le desfășurați? Da. Aveați în minte? Da. Ați făcut ceva probe înainte? Da, am făcut niște probe mici, am văzut că în mese, am început să continui să desenez. Da. Și a fost cineva să vă omologheze recordul? Nu, deci asta am făcut, deci ar dori să înțeleagă bine că anul trecut, deci am vorbit cu Guinness, nu m-a crezut nimeni, nici cu postul de televiziune din Portugalia, că desenul l-am făcut în Portugalia, nu l-am făcut aici, acest desen e o fortăreață, nu m-au crezut nimeni. Bine că se face diferența dintre portughez și român, asta m-am întors acasă. Aici am avut mai multe șanse decât într-o țară străină. Dar ați păstrat totuși desenul dintr-o țară străină. Și nu v-au crezut cei de la Guinness? Nu. Și acum o să vă creadă? Veniți cu niște probe ceva? Sper să mă creadă. Probe sunt. Deja au fost televiziune, au filmat, acum aștept. Și postul de zi, ziar, jurnal, tot. Cu aprobările cum au fost aici, ca să obțineți aprobare pentru piață? Aprobarea a vorbit un domn de la ProTV parcă. Da, n-au plecat. Și s-a obținut aprobarea? S-a obținut, deci nu. Până la ce oră îl țineți deschis? Până începe să strângeți? Peste vreo 10 minute încep să strâng. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc mult succes și dă Doamne să fie omologat recordul. Vă mulțumesc frumos.